Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 24 mai 2016 la actualitatea hunedoreană. Astăzi avem emisiune electorală și invitații de astăzi sunt reprezentați de domnul economist Mihai Popovici, candidat pentru primăria DV din partea Alianței pentru Hunedoara. Bine ați venit, stimate domn! Bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație! Și domnul Romi Cărmăzan, candidat la primăria DV pentru postul de consilier municipal din partea Alianței pentru Hunedoara. Bine ați venit, stimate domn! Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră! Dragii mei, voi începe cu domnul Mihai Popovici și am să vă rog, stimate domn, să ne spuneți despre dumneavoastră un mic CV ca să știe telespectatorii despre cine este vorba și pe cine ar putea să aleagă. Vă ascult! Da, cu mare plăcere! Sunt candidatul la funcția de primar pentru primăria municipiului Deva. Sunt născut, crescut în Deva, am făcut școala în Deva, parte din ea, după care n-am plecat departe, am urmat tot în județul Hunedoara la Universitatea din Petroșani, Facultatea de Științe Economice. Momentan lucrez pe fonduri europene, ca să spun așa, la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Am lucrat o perioadă și în București, în agenție. Am mai lucrat într-o companie de stat, tot pe domeniul fondurilor europene, pe absorbția fondurilor europene. Și consider că a venit momentul ca după 25 de ani, noi, tinerii, să ne implicăm în această activitate politic, și tocmai de aceea am acceptat această provocare din partea colegilor din Alianța pentru Hunedoara de a candida la funcția de primar a municipiului Deva. După 25 de ani, tinerii trebuie să se implice în această activitate pentru că, virgulă, consider eu că drumul pe care mergem în momentul de față nu este tocmai drumul cel mai bun pentru municipiul Deva, pentru județul Hunedoara și, de ce nu, pentru țară. Spuneți-mi, de ce solicitați postul de primar? De ce doriți să accesați acest post? În primul rând pentru că Deva merită mai mult. Orașul în care eu m-am născut, am crescut și în care locuiesc, în care îmi cresc copilul, merită mai mult. Nu mergem departe de Deva, doar la 60 de kilometri vedem un oraș mai mic decât al nostru, care s-a dezvoltat mult mai bine. Dacă mergem puțin mai departe, orașele mari, unde iar este o dezvoltare mai bună. Tocmai de aceea am acceptat această provocare și cu experiența mea pe acest domeniu de fonduri europene, vreau în Deva să facem împreună cu echipa mea de consilieri. Avem o echipă de tânără, o echipă 100% oameni noi, vreau să facem mai mult pentru Deva. S-a făcut și până acum s-a făcut, da, au fost proiecte, dar se poate mult mai mult pentru municipiul nostru. Bun. Aș vrea să explicați electoratului și telespectatorilor prin ce vă deosebiți sau ce aveți dumneavoastră în plus față de ceilalți candidați și de ce ar trebui să fiți dumneavoastră ales? În primul rând, dintre cei 8 candidați, sunt cel mai tânăr candidat. Am 38 de ani. Mulțumite. Sunt cel mai tânăr candidat. Am cea mai tânără echipă la Consiliul Local. Avem 100%. Deci nu avem 50%, nu avem 30%, nu avem 70%. Avem 100% oameni noi. Oameni care nu au mai fost în Consiliul Local, oameni, cum noi le spunem în echipa noastră din Alianța pentru Hunedoara, de profesie consilieri. Noi suntem o echipă 100% nouă pentru Deva. Am înțeles. Aș vrea să îl întreb pe domnul Romi Cărmăzan același lucru. Domnule Romi Cărmăzan, un mic CV să vă prezentați telespectatorilor? Da, mă numesc Romi Cărmăzan, exact așa cum spuneați și dumneavoastră. M-am născut în urmă cu 44 de ani, nu în Deva, din păcate. M-am născut undeva pe Valea Mureșului, la 20 de kilometri, în comuna Ilia, într-un sat, satul Bretea Mureșană.
Am făcut școala, în schimb, la Deva, până în liceu, în clasa 12, după care m-am învârtit tot în conurbație, să spun așa. Am locuit o perioadă la Simerea, m-am mutat la Hunedoara și de ceva vreme locuiesc în Deva. Sunt economist, am terminat Facultatea de Științe Economice la Alba Iulia. Am lucrat în mediul privat 10 ani de zile, după care am lucrat o perioadă de 5 ani în protecția consumatorului, am fost comisar șef în protecția consumatorului al județului Hunedoara. De 2 ani de zile ocup funcția de director la o importantă companie de stat care se ocupă cu scrisori și altele și altele. Deci m-am învârtit aici, locuiesc undeva de un an jumate, sunt căsătorit și am 2 fetițe. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, ca viitor consilier, ce ați dori să faceți, ce activitate ați dori să depuneți pentru municipiul Deva? Vedeți, noastră, atunci când am luat decizia asta, pentru că exact așa cum discutam înainte, când ne-am întâlnit, când am luat această decizie să candidăm, am spus că undeva trebuie schimbate foarte, foarte multe. De ce spun lucrul ăsta? Dacă dăm o geană, să spun așa, dacă aruncăm o privire pe listele de consilieri, ne uităm și vedem că regăsim acei și acei oameni doar că s-au mutat dintr-o parte într-alta, au făcut așa o chestie, au plecat dintr-un partid, s-au dus într-altul și regăsim tot acolo oameni care 20 de ani au contribuit, trebuie să le recunoaștem și meritele, într-o mare măsură, dar din punctul meu de vedere și al cetățenilor Devei, pentru că am avut un feedback de la ei, în unele cazuri au fost depășiți de situații și lucrurile nu mai pot să evolueze în direcția bună. Și aici aș da câteva exemple. Deva, să știți și se vede foarte bine, are enorm de mult de suferit. Dezvoltarea se încetinește în Deva, locurile de muncă încep să dispară, nivelul, calitatea vieții în Deva nu mai este exact așa cum era. Deva era recunoscută pe vremuri ca un oraș cu calitatea vieții superioară față de restul județului. Din păcate, lucrurile nu mai stau așa, pentru că este foarte simplu să dați câțiva pași pe centrul orașului și să vedeți magazine închise, să vedeți spații de închiriat în care nu intră nimeni, să vedeți afaceri cum se prăbușesc, ori asta spune foarte, foarte multe. Ăsta a fost principalul punct de la care am plecat cu colegii. Noi ne-am întâlnit o echipă de oameni tineri, oameni care la o discuție în cercurile lor au spus, trebuie să punem mâna. Și aici le spun tuturor devenilor, dragi deveni, stimați concetățeni sau cum doriți dumneavoastră să ne adresăm, prieteni dragi, frați, surori, haideți să schimbăm ceva. Este momentul. Nu putem schimba, din păcate, în fiecare zi. Schimbăm o dată la 4 ani. Au trecut 4 ani, ați făcut dumneavoastră o analiză, noi nu facem, ne facem fiecare pentru noi, ați făcut o analiză, vedeți ce a fost bine, ce a fost rău, dar uitați-vă, nu găsești om pe stradă, în discuțiile noastre, în plimbări, care să spună că lucrurile merg bine. Și atunci, dacă toată lumea a căzut, am căzut de comun acord că lucrurile nu merg bine, haideți să facem o schimbare. Schimbarea și alternativa pentru Deva putem fi noi. Nu spun că nu pot fi și alții. De ce putem noi? Avantajul. Suntem oameni tineri, suntem oameni care n-am mai avut de-a face cu administrația publică, ca să spun așa, n-am mai fost consilier, n-am mai fost implicați în activități de genul ăsta și mai mult suntem oameni care am învățat de-a lungul timpului, prin educația noastră, să drămuim cu atenție banul public. Pentru că asta e tot secretul într-o comunitate ca și într-o familie. Dacă ai oricât de mulți bani aia și cheltuia napoda, nu se vede nimic. Nu vreau să fiu rău, nu vreau să jignesc, să aduc acuze. Noi avem un alt tip de campanie, dar undeva cam asta s-a întâmplat. Trebuie să schimbăm odată pentru totdeauna modul ăsta de a cheltui banii. Domnule Mihai Popovici, aș vrea să vă întreb ceva despre echipa pe care o aveți lângă dumneavoastră și care este componența ei. După cum vă spuneam anterior, în echipa noastră sunt oameni tineri, oameni care nu au mai sunt mulți care nu au mai făcut politică. Dar au venit lângă noi. Avem economiști și eu sunt economist, avem ingineri, avem profesori, avem dintre economiști pe domeniul de activitate, director de vânzări, administrator de firmă și așa mai departe. Și repet încă o dată, 100% oameni noi pentru Consiliul Local al Municipiului Deva. Sunt cazuri când există dosare, condamnări sau alte probleme
de acest nu, tip. Nu, nu. Nici cu dumneavoastră, nici cu și echipa. Aici, și aici vreau să fac o, să, aici vreau să fac o, o specificație, pentru că oriunde te duci să te angajezi, eu nu am mai candidat la nicio funcție de consilier, de așa mai departe, de, de primar sau chestii de genul ăsta, și am rămas uimit, surprins, că nu s-a cerut cazierul. Da. Da? Unde te duci să, să te angajezi, toată lumea cere cazierul, pe lângă alte documente, cere cazierul. Eu consider că pentru a administra un buget a oricărei primării, că este ea comună, că este municipiu, mai mult decât atât, municipiul reședință de județ, să nu prezinți cazierul la o, la o asemenea candidatură pentru un asemenea post, nu mi se pare normal. Am înțeles. Domnule Mihai Popovici, aș vrea să vă întreb despre proiectele pe care le propuneți dumneavoastră. În ce domenii de activitate vreți să... În primul rând, ce este, din punctul meu de vedere, necesar pentru DEVA este crearea locurilor de muncă. Deci asta e prioritatea numărul 1. Sunt, ca să spun așa, sunt mai multe priorități care, care sunt numărul 1. Pe lângă, dar o să vorbesc un pic de fondurile europene, după care, după care revin la un subiect tot la fel de, tot la fel de important. Deci aceste fonduri europene au fost atrase, în, dar în mică parte. Sunt fonduri europene pe, pentru IMM-uri. Aici avem un proiect la nivel de alianță pentru, pentru municipiul Deva, un parc industrial, care acest parc industrial s-ar putea dezvolta undeva în zona Grigorescu. O întrebare, domnule Popovici Mihai. De ce trebuie parc industrial? Toate orașele mai cu ștaif și au tras câte un parc industrial și? Nu neapărat cu ștaif, cu ștaif sau fără ștaif, consider că este o necesitate pentru ca agenții economici, societățile comerciale să poată în zona respectivă să-și desfășoare activitatea și acest parc industrial trebuie pus la dispoziția investitorilor, IMM-urilor de către primărie. Acolo să li se faciliteze, da? Anumite condiții, terenurile, utilitățile, să aibă toate utilitățile, să aibă terenul pus la dispoziție, accesul, care este infrastructura, care este cea mai importantă. Și aici iară mai fac paranteză din paranteză. Suntem municipiul reședință de județ care nu are ieșire, descărcare la autostradă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Așa ceva nu este permis. Municipiul reședință de județ să nu aibă descărcare, o descărcare la autostradă. Iar mă duc la Sebeș la 60 de kilometri, sunt 3 descărcări pe autostradă. Noi nu avem una. Nu este permis. Bun, revenind la acest parc industrial, acolo societățile comerciale, IMM-urile, pot să-și desfășoare activitățile în cele mai bune condiții, cu utilitățile necesare, care sunt acolo, taxe și impozite pentru cei care creează locuri de muncă cât mai mici, da? Discutam despre accesul pe zona Grigorescu, care trebuie neapărat rezolvată. Nu știu, subteran, suprateran, trebuie găsită soluția tehnică, da? Și finanțarea, pentru că acea zonă se poate dezvolta foarte mult. Acea zonă. Și aici, pe lângă aceste fonduri europene și finanțări europene pe care le enumăr, da? este PNDR-ul. Care are acest PNDR-ul? Pe lângă măsurile care ce le are... Ce înseamnă PNDR? Bă? Programul Național de Dezvoltare Rurală. Așa. Acest PNDR are finanțări și pentru mediul urban. Adică, pe zonele limitrofe ale Devei, cine face agricultură, că sunt oameni care fac agricultură și în zonele limitrofe... În Cristur, avem Bârce. Exact, da? Acolo se pot înființa mici ferme agricole în zona respectivă, cu finanțare din PNDR. Asta ar fi una din linie de finanțare. A doua linie de finanțare, nu am mai urmărit zilele astea, dar trebuia să se deschidă finanțările pe POR. Programul operațional regional, care aceste finanțări se adresează IMM-urilor, da? Se pot accesa finanțări. Societățile comerciale care desfășoară activitatea într-un anumit domeniu, codul CAEN, aceste finanțări
finanțează, ca să zic așa, o parte, nu toate codurile CAEN, o parte din codurile CAEN, iar IMM-urile care desfășoară o anumită activitate pot să acceseze pe domeniul lor activitate o finanțare. Dați-mi un exemplu de activitate care poate să fie finanțată prin acest program de care spuneți dumneavoastră. Ca să înțeleagă telespectatorii că exemplu, e o chestie foarte concretă. Exemplu turismul, da. Pensiunile. Da? Acest cod CAEN, acest domeniu de activitate poate fi finanțat prin POR. Noi avem... Dar în municipiul Deva, ce activități pot fi sprijinite prin acest program? Sunt multe activități, da? Care pot fi sprijinite, sunt și activități de producție care pot fi sprijinite pe acest program. Acum, ele sunt împărțite în zone de prioritate națională, da? sau regională. Și în funcție de asta se face și un punctaj. Cele regionale sunt mai ușor de accesat și mai de interes pentru noi, nu? Da, sigur. Nu numai cele regionale, și cele naționale. Adică bugetul este oarecum, bugetul alocat pe această măsură este oarecum, ca să zic așa, împărțit pe codul CAEN de interes regional și codul CAEN, de interes și național. Și dumneavoastră, ca primar, ca viitor primar, ați putea să influențați pozitiv acest aspect? Exact. Cum? Exact. Și pentru asta, dacă voi ajunge în primărie și ce nu am văzut în nicio primărie din județul Hunedoara și nici din țară, nu este un birou de informare a cetățeanului referitor la fondurile europene, la accesarea acestor fonduri cum europene. Cum se scoate banii din fondurile europene. Exact, da? Exact. Așa ceva nu am văzut în nicio primărie și acest birou de informare referitor la toate liniile de finanțare din acești bani europeni trebuie să fie în fiecare primărie, pentru că omul, cetățeanul, da, investitorul respectiv, patronul unei firme, să meargă să ia o primă informație de undeva. Să meargă și unde merge omul? La primărie, pentru că acolo își plătește taxele și impozitele, de acolo scoate o adeverință și acolo gratuit cu oameni de specialitate, pentru că oameni de specialitate sunt doar că au plecat pe la companii, pe la firme de consultanță să lucreze pe mai mulți bani. Acest birou de informare este necesar, chiar foarte necesar, pentru că, și motivez de ce, până în 2020 mai avem doar 4 ani. Exact. Da? Programul de finanțare 2014-2020 în 4 ani se termină. Da. Este ultima sută de metri în care noi putem accesa acești bani. Primarul poate să influențeze pozitiv acest lucru, încă o dată repet. Da, mă repet și eu, primarul poate influența pozitiv prin deschiderea unui birou de informare a cetățeanului cu privire la accesarea fondurilor europene. Sunt mai multe linii de finanțare, numai o secundă, sunt mai multe linii de finanțare, da, atât europene cât și guvernamentale, da, care pot ajuta IMM-urile și pot sta la dispoziția oamenilor. Experiența dumneavoastră în accesarea fondurilor europene ar fi una tu pentru acest lucru? Da, eu zic că am o experiență, să zic așa, suficientă. Sunteți specialist în accesarea acestor fonduri? Da, lucrez pe evaluarea proiectelor la Agenția pentru Finanțare. Am început activitatea la București, în Agenția pentru Finanțare a Investițiilor Rurale. Înainte era APDRP, se numea așa. Din 2009, din ianuarie 2009, am început activitatea pe domeniul ăsta. Am mai avut tangență, dar efectiv lucrul pe evaluarea proiectelor, evaluarea celor de finanțare, am început-o la București, după care am venit la Deva, în AFIR la Deva. Am mai plecat o perioadă, după cum spuneam, într-o altă companie de stat mare cu absorție acum foarte mare a fondurilor europene în ultima perioadă. Și aici vreau să vă mai spun ceva, lucrând la București cu oameni care au lucrat la Bruxelles și au făcut procedurile pentru aceste ghiduri și au făcut toată gândirea, toate ghidurile și procedurile acestea, am rămas surprins de faptul că mi-au spus acei oameni, mi-au spus: Mihai, dacă tu vei ajunge primar, eu voi renunța și la Bruxelles, voi renunța și la București și voi veni să lucrez cu tine în primărie pentru a aduce maxim și a accesa maxim de fonduri europene. Nu le pot da nume la acești oameni. Sunt, după cum am spus, sunt niște oameni, ca să zic așa, foarte buni în acest domeniu
Și am rămas, mă mai repet încă o dată, profund surprins de. Aș vrea să vă întreb un lucru concret. Spuneți-mi cam ce sumă considerați că în 4 ani de zile poate să acceseze municipiul Deva pe această problemă, pe aceste fonduri europene. Nu pot să arunc acum dați-le o sumă, așa, să, în o sumă pentru că... Ce se poate, deci nu ce se va face, ce se poate accesa, cam în, care posibilitatea. Pe lângă, deci pe lângă ce am discutat de, da, de IMM-uri, mai sunt și pe infrastructură. Sunt foarte multe. Sunt și pe infrastructură mare. Da. Sunt foarte, foarte multe linii de finanțare. Da, da, da. Toate aceste linii de finanțare și trebuie găsite, și aici revin la o chestiune referitor la consilierii locali, acești consilieri locali trebuie să fie responsabilizați pe zonele lor respective. Și acești consilieri trebuie să vadă problemele, pentru că orașul se confruntă cu diferite probleme în funcție de zonă. Și toate aceste probleme trebuie puse atât pe hârtie, cât aduse în Consiliul Local și rezolvate cu bani europeni. Pentru că acești bani europeni sunt mai ieftini decât banii din bugetul local sau banii de la guvern. Dragii mei, vom reveni imediat după ce vom avea un mic clip publicitar electoral și vom discuta despre problemele din municipiul Deva. O echipă formată din oameni noi, oameni profesioniști, oameni competenți care au făcut performanță în toate domeniile. Acest lucru ne-l dorim și pentru Deva. Interesul cetățeanului este interesul nostru. Aveți încredere în noi. E momentul să facem performanță pentru Deva. Dragii mei, am revenit la Actualitatea Hunedoreană, în care avem invitați din partea Alianței pentru Hunedoara, respectiv domnul economic Mihai Popovici, candidat pentru primăria Devei din partea Alianței pentru Hunedoara, și domnul economist Romi Cărmăzan, candidat la primăria Devei pentru postul de consilier la aceeași primărie. Stimate domn Romi Cărmăzan, aș vrea să vă întreb, care credeți că este rolul echipei în activitatea unei primării și în activitatea de ansamblu a primarului? Da, bună întrebare, și vreau să vă spun că este o întrebare la care ar trebui să răspundă și cetățenii în același rând. Este, după primar, cred că cel mai mare rol în activitatea orașului și, dacă nu de multe ori, cea mai mare activitate o are acest Consiliu Local Municipal. De ce spun asta? Dacă dăm un pic o privire în trecut, putem să constatăm că Deva a avut de-a lungul istoriei sale post-decembriste diverse consilii locale care s-au confruntat enorm de mult cu scandaluri, cu discuții, cu lucruri care nu au făcut deloc cinste acestui oraș. Noi vrem să venim cu o echipă de oameni care să fie, în primul rând, la dispoziția devenilor. Și de ce spun asta? Alianța pentru Hunedoara, de fapt, nu este neapărat un partid, este o platformă politică, civică, cetățenească, care are în structurile sale oameni politici, are oameni din diverse domenii, oameni neafiliați politic, reprezentanți de ONG-uri care vor și să vină în întâmpinarea cetățenilor din Deva cu proiecte care să le genereze o bunăstare și o calitate mai bună a vieții. Vreau să mă repet încă o dată și să vă spun că dacă dăm o privire pe listele de consilieri, constatăm că acei oameni se întorc din stânga în dreapta și din dreapta în stânga și revin. Sunt consilieri care au 26 de ani. Pentru ei este o laudă că spun că au fost 26 de ani consilieri. Le apreciem și noi munca, o meserie. Le apreciem și noi munca, dar atunci când pășim pe trotuarele Devei, n-ar mai fi de apreciat munca lor. Atunci când ne ducem în zonele limitrofe, la fel. Atunci când Deva n-a reușit să facă interacțiunea, să facă legătura cu autostrada. Ce credeți că se poate face pentru a se remedia această situație?
Păi, în primul rând, când vorbim de Consiliul Local, trebuie să vorbim de calitate umană. Noi avem un proiect în care, am spus-o, și ne-am raportat puțin la ce se întâmplă în lumea bună. În lumea bună, a fi consilier într-o comunitate trebuie să fie o cinste. Trebuie să fie o onoare că cineva ți-a dat șansa să reprezinți comunitatea acolo unde se iau deciziile. Pentru că, de fapt, Consiliul Local este legislativul unei comunități. El emite legile, emite hotărârile, aprobă bugetele și așa mai departe. Deci trebuie să fie o cinste și onoare. Ori cinstea asta și onoarea mi se pare de multe ori aberant și stăteam de vorbă cu Mihai și cu colegii noștri să fie renumerate. Trebuie să fie o chestie pe care ar trebui să o facem benevol. Deci ca atare ar trebui schimbată urgent legislația care este una învechită. Deci, dumneavoastră, ce propuneți pentru asta? Noi, propunerea noastră este aici, în fața dumneavoastră și a devenilor. În primul rând, toți candidații Alianței pentru Hunedoara care vor accede, deci vor ajunge în Consiliul Local al municipiului Deva, nu vor beneficia de această rentă, de această indemnizație. Adică nu putem refuza, dar banii care o să ne revină la sfârșit de an o să fim implicați transparent, vizibil, alături de alți parteneri, cum ar fi presa, în tot felul de acțiuni sociale. Adică este foarte simplu să socotim, avem 7 consilieri locali, 500 de lei, cât înseamnă pe lună, ori 12 luni, este o sumă în care la sfârșitul anului să încercăm să facem viața mai bună unor bătrâni, unor copii, să reparăm o toaletă, să punem un grup social. Deci este proiectul nostru pe care vrem să-l facem. Și de ce spun asta? Eu am participat ca și spectator, să spun așa, la unele ședințe de Consiliu. Am avut proiecte în dezbatere și a trebuit să fiu prezent acolo și am rămas uimit cum se desfășoară aceste ședințe de Consiliu. Lucrurile astea trebuie să se schimbe. În primul rând trebuie să schimbăm mentalitatea și schimbarea trebuie să înceapă de undeva. Dacă nu reușim să o facem noi tinerii, vă spun foarte sincer că oricum suntem în fundul prăpastiei, nu mai avem nicio cale de supraviețuire, nu mai avem nicio cale de... Am bătut Deva pas cu pas în campania asta electorală, stradă cu stradă, casă cu casă. Și am rămas surprins în modul neplăcut de ceea ce găsim. Consilierii locali au un rol în parte. Ei trebuie să reprezinte o anumită zonă a orașului. Orașul este un oraș cu întindere destul de mare. Dar ei trebuie să știe și va fi logica noastră și felul nostru de a munci împărțiți pe zone, pe cartiere, să semnaleze tot mereu, să ridice probleme, să le aducă la cunoștință executivului de obiective care ar trebui finanțate și care ar trebui duse la îndeplinire. Și să vină cu propuneri, să vină cu proiecte în Consiliul De ce local? Spun asta? Dacă vă uitați, sunt unele zone ale orașului care se dezvoltă, mă rog, din anumite rațiuni, că e centru, că trebuie să facem un centru, dar sunt anumite zone care pur și simplu sunt lăsate de izbeliște. Domnule Mihai Popovici, în legătură cu acest lucru, transparența cheltuielor, ce propuneți dumneavoastră în viitor? Aici, în primul rând, trebuie să venim cu o mai mare transparență a cheltuielor, a bugetului local în primul rând. Pentru că, după cum spuneam eu, spunea și colegul meu Romi, banii europeni sunt foarte bine monitorizați și foarte... Cu destinație foarte precisă. Cu destinație precisă, cu buget, cu linii de finanțare. Unde din 90 încoace s-a lucrat bine și frumos, a fost banul public. Tocmai de aceea aici trebuie mărită transparența cheltuielilor, a tuturor cheltuielilor care se fac și nu numai chestiunea asta, trebuie consultat cetățeanul referitor la aceste cheltuieli din bugetul local, pentru că în fond și la urma urmei sunt banii cetățenilor, sunt banii noștri din taxe și impozite. Cetățeanul trebuie consultat. Trebuie pentru investiție, consider că pentru investițiile care se fac din bugetul local să se facă un referendum ca cetățenii să spună da sau nu pentru acea investiție. Deci propuneți referend local pentru anumite cheltuieli. Eu mă refer la investițiile mari. Investițiile mari. Pentru din banul public. Da. Deci și aici vreau că n-am reușit să vorbesc despre chestiunea aceasta din bugetul local, pentru că investițiile în infrastructură se pot face din alți bani, cum am spus, mai ieftini și europeni. Dar din bugetul local noi avem în municipiul Deva doar o creșă.
Da? Avem doar o creșă la moment. Deci aici, din acești bani, se pot face creșe. Se pot face ce, de ce avem noi nevoie. Pentru că am vorbit de investiții, am vorbit de locuri de muncă. Da? De crearea de locuri de muncă. Dar nu avem oameni specializați pe anumite domenii. Pe școli de meserii. Nu avem școli de meserii. Nu mai avem sudori, nu mai avem electricieni, nu mai avem instalatori. Acei meșteri care acei meșteri sunt foarte necesari. Sunt, da. Degeaba avem ingineri, avem economiști, avem juriști. Ne lipsesc aceste clase. Și aici văd, din punct de vedere a primăriei, o colaborare cu inspectoratul școlar, da, cu finanțare și din bugetul local. Deci aici ar fi o idee cu finanțare din bugetul local aceste clase. Pentru că, pornind de la creșă, da, continuând cu școlile în limba engleză, intensive în limba engleză, în limba germană și cu aceste clase pe specialități diferite, trebuie să ne conturăm oamenii de specialitate care să lucreze, pentru că creezi locuri de muncă, dar te trezești că nu ai oameni care să îi angajezi pe anumite domenii de activitate, pe anumite specializări, pe anumite specialități care îți trebuie acolo, care le trebuie patronul respectiv care vin să investească. Bineînțeles, aici nu exclud mari investitori, cu atât mai mult. Dar eu zic că prioritate pentru noi sunt societățile comerciale, IMM-urile, care creează locuri de muncă, care, încă o dată, repet și voi repeta această chestiune cu fondurile europene, accesarea fondurilor europene de 1000 de ori. Până în 2020 o voi repeta în fiecare zi de oricâte ori trebuie. Că puneți un accent deosebit pe încurajarea investițiilor și a investitorilor, pe sprijinirea acestora pentru a crea un loc în care afacerile legale și bune să fie cât mai prezente. Aș vrea să vă întreb și despre alte lucruri care sunt stringente pentru municipiul Deva. Ați atins problema școlilor. Ați spus asta. Ce credeți că ar mai trebui făcut pentru școlile care există deja? Pentru că unele le-am pierdut, altele sunt în curs de pierdere. Trebuie reînființate aceste da? Clase de meserii. Da? Pe lângă licee, trebuie reînființate clase, ateliere de practică. Da. Eu știu că eu am gătat liceul auto la liceul auto. L-am făcut și erau, nu știu acum dacă mai dar aveam ateliere. Da? Știu cum arată o cutie de viteză, am desfăcut o cutie de viteză. Știu cum arată ambreiajul. Deci, într-adevăr, practică. Exact. Pe lângă asta trebuie și practică, pentru că nu găsim forța de muncă. Forța de muncă a emigrat. Am exportat forța de muncă și nu mai degeaba aducem, cum a spus, investitorii, că trebuie create și aceste clase. Haideți să vorbim un pic și despre seniorii Deve și anume pensionarii, pensionarile care au și ele anumite nevoi. Și pensionari și pensionarele au anumite nevoi care nu sunt întotdeauna băgate în seamă. Vă ascult. Și vedeți că aici toate se leagă de la creșe la vârsta de pensie. Să nu uităm că sunt o forță de vot incredibilă. Da, așa este. Toate în viață, toate se leagă după cum spuneam. Da. Vreau să vă spun și să spun telespectatorilor că poate că nu știu. În județul Hunedoara, acum 3-4 ani de zile, procentul între veniturile din salarii, între salariile și pensii era 50-50. Da. Știți cât este acum? Nu, vă ascult. 70-30. Deci 70% pensii, 30% salarii și o să ajungem la un moment dat, dacă nu facem acest flux, îi spun eu, începând de la creșă, crearea locurilor de muncă, crearea acestor clase, da. O să ajungem la un moment dat să nu mai avem de unde plăti pensiile. Am înțeles. Deci îi trag un semnal de alarmă pe această chestiune. Pentru că salariile sunt, locurile de muncă și salariile sunt gen ce mai puține și mai mici și numărul pensionarilor crește. Acești oameni au muncit o viață întreagă. Acești oameni merită banii, merită pensiile pe care le au și nu numai atâta, pensii mai mari și mai bune.
Dar pentru asta trebuie creat un cadru, trebuie create locuri de muncă ca să se susțină aceste pensii. Asta este o chestiune la nivel național, dar dacă nu începem din DEVA cu această chestiune, vom ajunge să nu avem de unde să mai plătim pensiile. Persoanele cu nevoi speciale, persoanele care sunt cu un nivel de trai mai scăzut, Și plus că înainte de a ajunge la acest subiect, plus că iară pentru vârstnicii care nu, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, care copiilor sunt plecați din păcate să lucreze în străinătate, nu are cine să aibă grijă, ca să zic așa, de ei. N-avem cămine de bătrâni. Da? Mulți am îngrijirea persoanelor care nu mai au rudele lângă ei, nu mai au copii, nu mai au nepoți. Cer scuze că intervin, că vreau să fie interactivă acțiunea și Mihai din sub imperiul emoțiilor poate mai scapă una alta. Noi avem una dintre prioritățile noastre care privește, ne-am identificat împreună cu echipa 10 priorități pentru DEVA, iar una dintre ele este implicarea ONG-urilor, a asociațiilor de profil și a bisericii în activitățile sociale. Și haideți să vă spun ceva. Primăria are la dispoziție niște resurse care le distribuie pe aceste societăți sau ONG-uri non-profituri. Aceste resurse financiare trebuie să fie distribuite tuturor ONG-urilor, societăților, asociațiilor de profit și bisericilor, ca să încercăm să implicăm mult mai mult în activitatea socială. Să nu mai avem bătrâni singuri în apartamente, să nu mai avem copii lăsați de izbeliște, să nu mai avem... Eu știu, oameni chinuiți de vârstă și de soartă undeva. Deci se poate. Să nu mai există singurătate și neputință în și transport, atunci... piață, spital și parcări. Timpul ne presează, de aia va alerga așa. Ca să fiu, după aia mai am un punct de care vreau să-l menționez. Transportul... Am văzut că firmele de transport se schimbă de la o zi la alta. Transportul e cam insalubru. Parcările, prioritate, zona primăriei, subteran, zona spitalului, subteran. Deci parcări subterane, asta propuneți dumneavoastră. În funcție de cum se pretează și pe zona respectivă. Aici, zic eu, în fața primăriei, subterană, clar. Trebuie făcut o... Da. Pentru că aici este o concentrație mare de instituții și este o aglomerație și blocaj. Da. Noi avem sediul de campanie, sediul Alianței, lângă spital. La ora la care vorbim, nu ai loc de parcare. Foarte adevărat. Nu ai loc de parcare. Acolo este un teren. Da? Este privat, probabil. Primăria, municipalitatea, trebuie să găsească resursele, finanțarea pentru a achiziționa acel teren și pentru a face o parcare. Este necesară prioritate zero pentru asta. Și ce mai vreau să mai punctez, a fost un proiect la un moment dat care mi s-a părut și mi se pare și acum foarte bun. Nu, este foarte păcat că nu a fost pus în aplicare. Un referendum cu privire la realizarea acea conurbație de care s-a discutat foarte mult. Și de ce aduc acest subiect pe masa noastră aici? Pentru că această conurbație, de care se discuta foarte mult și care era foarte bine să se realizeze, dădea o greutate zonei și se putea face o absorție mai mare a fondurilor europene. Pentru că zona era mai mare, numărul populației era mai mare și toate aceste chestiuni sunt criterii la unele finanțări, sunt criterii de selecție, criterii de eligibilitate și de punctaj pe proiecte de infrastructură mare. Deci acest proiect de conurbație și această idee a fost una foarte bună. Este mare păcat că nu s-a realizat. Timpul este scurt, după cum spuneam, încă 4 ani. Eu zic că ar trebui marjat pe chestiunea asta, pe ultima 100 de metri, să încercăm să facem ceva. Pentru că zonele noastre, Hunedoara, Simeria, Călan, Deva, are nevoie de investiții și pe infrastructură mare. Spital. Spitalul...
Avem un spital județean care doar este în subordinea Consiliului Județean. Este în subordinea Consiliului Județean. Da. Dar numai o propoziție vreau să spun aici și ce am auzit la Cluj. Am fost la un moment dat în Cluj, pe la un spital și studenții de acolo, profesorilor le spuneau studenților, ceea ce m-a deranjat foarte mult. M-a deranjat acea vorbă care este în rândul studenților și a universităților. Profesorul către student, dacă nu înveți, ajungi medic la Deva. Deci nu se poate așa. Ați auzit ceva. Așa ceva? Așa ceva am auzit de la studenții, de la medicii rezidenți de acolo, că le spuneau profesorii universitari. Nu se poate așa ceva. Noi trebuie să avem în Deva, e municipiul de științe de județ și nu numai în Deva, în toate orașele. Trebuie să avem spitale performante cu medici buni, medici performanți și să încercăm pe cât posibil să îi motivăm pe acești tineri să nu mai plece din țară, să lucreze în sărbători. Mai mult ar trebui să îmi cer scuze că internet, ar trebui să existe o conlucrare între Consiliul Județean și Consiliul Local. Asta vreau să întreb. Obligatorie, pentru că nu se poate. Că vă dau un exemplu. Spitalul e unul pentru Deveni. Nu interesează cine răspunde. Nu știe cine îl conduce, subornecul este în Deva și trebuie să implice toți factorii decizie. Timpul ne presează, conduita angajaților din primărie, domnule Mihai Popovici. Da, pe lângă transparență, de care este o mai mare transparență, de care este nevoie în primărie, cum ați putea asigura această conduită? Acești funcționari din primărie trebuie să înțeleagă că își iau salariile, că au veniturile din banii noștri, din banii cetățenilor, și eu știu, este un volum mare de muncă și în primărie, salariile sunt relativ mici, dar conduita lor trebuie să fie exemplară pentru cetățeanul care calcă pragul acestei instituții. Ce relație veți avea dumneavoastră cu angajații din primărie? Eu tot timpul am avut cu colegii mei o relație foarte bună de colegialitate și de prietenie. Timp de 8, 10, 12 ore cât stai într-un birou și muncești, este, zic așa, familia, o a doua familie. Evenimente și conotațiile acestora, evenimentele din municipiul Deva. Evenimentele la care vă referiți, zilele orașului, anumite date aniversare, cum le vedeți dumneavoastră? Aici punctăm chestiunea pentru tineri și vin să-l sprijin pe mine. Eu am o propunere foarte originală. În Deva avem câteva lucruri. Deva, ca și capitala sportului românesc, mondial, chiar de multe ori, știți că am avut școala de gimnastică aici, care a dispărut, mă rog, nu știu, nu este chestiune care ne privesc pe noi sau pe cineva, nu căutăm vinovați, căutăm soluții. Este obligatoriu ca în sprijinul acestor tineri să venim cu înființarea și sprijinirea de campionat orășenesc municipal la mai multe discipline sportive. Fotbal, basket, handbal, tenis. Avem așa pe aici, pe acolo, oamenii, copiii, tinerii noștri nu au activități. Urgent o asociere cu inspectoratul școlar, cu persoane și societăți comerciale private în care să venim cu un consorțiu de genul ăsta și să creăm o emulație de activități sportive pentru toate disciplinele și pentru toți tinerii din Deva. Este obligatoriu, se poate, există infrastructură, există bază sportivă, trebuie doar implicare, nimic altceva. Domnule Romi Cărmăzan, un mesaj final pentru electoratul devean? Dragi deveni, dacă astăzi vă este bine, vă rog să nu schimbați nimic. Dar dacă nu, atunci vă rog ca pe data de 5 iunie să faceți minimul de efort să ajungem la urne și să facem o schimbare în Deva. Și să nu uitați un lucru. Politicienii răi sunt puși în funcții de oamenii buni care nu se implică. Domnule Mihai Popovici, mesaj final pentru deveni? Aveți încredere în noi? Aveți încredere în tineri, aveți încredere în Alianța pentru Hunedoara. Vă așteptăm la vot pe 5 iunie. Dragii mei, aici ne oprim emisiunea electorală la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi domnul economist Mihai Popovici, candidat pentru primăria Devei din partea Alianței pentru Hunedoara, împreună cu domnul economist Romi Cărmăzan, candidat pentru primăria Devei la postul de consilier municipal, au fost invitații noștri. Vă mulțumesc, stimați domn, pentru prezența dumneavoastră. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!